Bursa locurilor de muncă este o măsură activă care vine în sprijinul celor două componente ale pieței muncii, absolvenții în căutarea unui loc de muncă, respectiv agenții economici care doresc să-și selecteze personalul de care au nevoie în procesul de producție. La bursă pot participa însă și celelalte categorii de persoane care nu au un loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia, anunță organizatorii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a organizat în data de 20 octombrie 2017 Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Acțiunea se va desfășura începând cu ora 9 în Slatina, la Casa de Cultură a Sindicatelor și în Caracal, în foaierul Teatrului Național. Firmele care angajează pe perioadă nedeterminată absolvenți de anul acesta ai unor instituții de învățământ vor primi timp de 12 luni subvenția de 900 de lei pe lună pentru fiecare persoană angajată. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a demarat acțiunea de contactare a agenților economici în vederea depistării unui număr cât mai mare de locuri de muncă vacante care să fie oferite participanților la bursă. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și doresc să participe la această acțiune pot depune situația privind locurile de muncă vacante fie la sediul agenției, fie poate fi transmisă pe fax sau prin e-mail. În evidențele AJOFM Olt sunt înregistrați 919 absolvenți, dintre care 277 beneficiază de indemnizație de șomaj.